Proiectul de hotărâre ce vizează modificarea organigramei poliției locale se află în prezent spre avizare, urmând ca luna viitoare să fie supus aprobării. Acel proiect de hotărâre este supus avizului ANFP. Am înaintat acea adresă către ANFP, au fost și discuții preliminare cu conducerea ANFP-ului. Urmează să primim avizul. Noi considerăm că e doar o chestiune de timp până vom primi acest aviz de la ANFP pe noua organigramă a poliției locale. Așa cum am stabilit, din cei 5 șefi serviciu, va rămâne doar unul singur. Toți cei care sunt astăzi pe posturile de șef servicii vor fi retrogradați pe poziții de execuție prevăzute în noua organigramă. Primarul Marcel Romanescu susținea în urmă cu o lună că schimbarea va fi doar una pe hârtie, fără ca salariile să fie diminuate. Acum anunță însă că lefurile vor fi micșorate. Discutăm și de o scădere a plafonului de salarii, pentru că 4 dintre cei care astăzi dețin șef serviciu vor trece pe poziții de execuție. Și lucrurile ar trebui să intre pe făgașul normal. În privința poliției locale, cred că luna viitoare vom face modificările pe organigramă. Nu. O realocare de personal, adică funcțiile de șef serviciu sau șef birou vor trece din funcțiile de șef serviciu vor trece în calitatea de execuție, personal de execuție în cadrul poliției locale. În prezent, instituția are 6 șefi în condițiile în care sunt 80 de polițiști locali. Cei care stau în birouri încasează lunar câte 6.000 de lei net, fără norma de hrană.